astăzi vom vorbi de produse terminate în ultima perioadă. Nu sunt foarte multe produse, dar sunt recipiente voluminoase, cam așa arată coșulețul și s-a umplut destul de rapid. Așa că am zis să filmez videoclipul pentru a putea elibera aici terenul să fac loc noilor recipiente, pentru că încep să se strângă din ce în ce mai multe. Sper că lumina este una bună, pentru că nu mai filmez la geam, am mutat puțin mai în spate să stau pe scaun sau nu mai stau întinsă pe jos. Nu mai este nici, nu este nici dimineață, este deja 4 și ceva, așa că sper să fie ok pentru voi. Pentru mine momentan se vede bine ceea ce văd eu aici, sper să fie și pentru voi la fel de bine. Bun, haideți să începem cu produsele. Sper că nu va fi un videoclip prea lung, pentru că n-am multe, multe produse. Cred că sunt 15 recipiente, undeva pe acolo. Prima dată avem de la Nivea acest recipient de gel de duș cu ulei de jojoba și nucă de cocos de 250 ml. Știți că mie îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Nivea și de la Dove. În schimb, gelul ăsta de duș de la Nivea a avut o consistență mult prea apoasă pentru gustul meu. Cred că diferă foarte mult aroma, ca să zic așa, cred, cu ce aroma are, pentru că altele sunt foarte, foarte cremoase și ăsta e un gel de duș cremos care ți lasă pielea super catifelată și așa ca de bebeluș, dar a avut o consistență mult prea apoasă pentru ce aștept eu, pentru ce îmi place mie, și nici mirosul nu mi s-a părut unul foarte, foarte persistent, dar trecând peste acest aspect, îți lasă pielea hidratată și catifelată. Am început bine și s-a și terminat bateria. Bun, am schimbat bateria, acum putem continua. Următorul produs este o mască de păr despre care cred că v-am mai vorbit eu odată, dar nu v-am arătat-o. Am cumpărat-o dintr-un magazin, nu mai știu exact numele magazinului, dar ideea era că a fost super ieftină, o liră, și mi s-a părut o mască foarte, foarte bună pentru prețul ăsta. Este de la Treseme Used by Professionals, sau Treseme, nu știu cum se citește. Are 300 ml, este cu biotină și cu multe ingrediente care ajută la refacerea părului. Stai să văd unde este făcută, după nume zice că e făcută în Franța, dar este făcută în Polonia. În fine, ăsta este produsul, poate ați auzit și voi de el, se găsește în mai multe variante, mai multe culori pentru diverse, pentru ceea ce ai tu nevoie. Mie mi-a plăcut la masca asta de păr, în primul rând, mirosul, are un miros care se persistă în păr, miroase super bine, încă îmi curge apă din ea, pentru că știți că eu am... nebunia asta să le spăl când folosesc ultima dată produsul. După aceea îmi place să spăl recipientul să fie curat, pentru că dacă îl țin mai mult timp să nu prindă miros sau orice altceva. Masca asta de păr mie mi-a plăcut super mult, mi-a lăsat părul foarte, foarte, foarte moale și foarte catifelat. Nu știu acum dacă a făcut, nu știu, dacă mi-a reparat vârfurile sau a ajutat într-un fel sau altul așa mai profund, dar la suprafață mi-a lăsat părul foarte catifelat, foarte strălucitor. Se simțea foarte, foarte moale la atingere. Recomand produsul ăsta, încă nu am încercat de la ei șamponul și balsamul, au o gamă destul de largă, șampon, balsam, uleiuri, măști, de toate felurile, și mie mi se par foarte bune. Aici în Anglia se găsesc la niște prețuri super, super, super ok și am rămas impresionată de produs. Vi recomand și vouă dacă vreți să încercați. Mai departe avem niște biguri de la Venus care mi-au plăcut super, super mult și mi se par foarte, foarte bune. Ăsta este recipientul, sunt aceste biguri cu roz și pe spate arată în felul acesta. Eu le-am luat, au fost de fapt 4 și 2 am primit gratuit. Mi-a plăcut foarte, foarte mult pentru că sunt cu 3 lame și sunt genul acela de biguri cu, în partea aceasta de sus, au foarte mult gel din acela. Și îți lasă pielea foarte catifelată după aceea. Mi-au plăcut cel mai mult dintre toate bigurile câte am încercat. Cred că am unele și pe aici care nu mi-au plăcut și vreau să vi le arăt. Nu mă știu exact de fapt dacă le-am sau le-am aruncat direct. Dar erau, nu, cred că vi le-am arătat în videoclipul trecut. Erau unele care te tăiau, bă, deci groaznic te tăiau bigurile alea. Nu aveai cum să le folosești efectiv. Bine, erau și foarte ieftine și foarte proaste. Nici ăștia nu sunt foarte scumpe. Setul ăsta a costat undeva la 2-3 lire. Dar mi se par foarte bune. Mai am acum altele. Nu cred că am pus aici recipientul, nu le-am terminat. Nu știu dacă sunt tot de la Venus, dar la fel de la Gillette. Dar la fel mi se par foarte, foarte bune. Am reușit să termin în sfârșit scrubul acesta cu cafea și zahăr de la Organic Shop.
L-am și-l țineam prin baie, cred că, nu știu, de câteva luni bune. Are 250 de mililitri. Body scrub, nu știu ce. În fine, mai multe detalii sunt aici pe spate. Ideea este că mie mi-a plăcut produsul în sine. Era un produs, mirosul era unul super fain de cafea. Nu era un miros din ăla foarte dulce, având și zahăr, dar era un miros foarte plăcut. Îmi și exfolia pielea foarte, foarte bine, dar problema la mine era că mereu uitam să-l folosesc sau foloseam tot timpul ulei de măsline cu cafea, ce îl făceam eu în casă și pe ăsta nu-l mai foloseam. Iar în ultima lună mi s-a pus pata pe el și de nu mă exfoliam zilnic cu produsul ăsta, am reușit să-l cumpăr. Mi s-a părut un produs ok, dar nu am de gând să-l mai recumpăr pentru că nu-l folosesc. Folosesc foarte greu, prefer să fac eu acasă, așa că n-are rost să-l recumpăr pentru a-l ține în baie încă 2 ani de acum înainte. După care avem aici o mască de păr ce v-am arătat eu într-un haul cu, cum se numește, cu nucă de cocos. Este masca aceasta. Dacă ați văzut haul-ul pe care îl veți găsi în cutiuța cu descrieri, vă veți aminti de ea. Și v-am zis eu că este o mască din asta tip prosop. Uite, arată aici cum ar trebui să fie ea. Care se pune în cap. Mă rog, ideea este că masca a fost super ok. A avut mult gel din acela în ea. Mi-a lăsat părul cu miros foarte plăcut de nucă de cocos, foarte hidratat. Era super, super ok, dar care a fost problema mea? Că nu știam cum să desfac masca aceea. Deci nu cred că mai am nicio poză. Ideea este că vine ca o mască din aceea de picioare. Deci nu arată ca aici în poză ca un prosopel, arată ca o mască de picioare. Este foarte mare, deci foarte, foarte mare. Cred că este 30 cm pe 30, pătrățoasă așa. Și trebuie tăiată. Eu mă gândeam că are, cum să zic, fermoar din acela sau ceva de genul ăsta sau podrupe. Și am stat în baie și m-am chinuit, desfăceam cu dinții la ea. Am desfăcut-o prost, nu stă pe cap, la spate are un label, cum îi zice, un lipici din acela ca să poți să prinzi masca. Odată ce părul este ud sau, mă rog, ești udă pe piele și pe aici, pentru că o folosești la duș, nu mai prinde deloc, lipiciul acela nu se mai prinde absolut deloc. Era și foarte mare, eu am tăiat-o și prost, ieșea pe aici tot gelul ăla, pe aici nu era pus în cap, deci arăta oribil. Dar așa ca și masca a fost super ok, e interesantă ideea asta, doar că trebuie să știi cum să tai masca și cum să o pui. Și eu am prins la final cu un elastic de păr cu păr cu tot, pentru că lipiciul acela nu prinde deloc. Dar, per total, măștile sunt interesante, eu nu o să o recumpăr, pentru că mi-am făcut o grămadă de nervi cu ea. Dacă vreți să încercați și voi ceva diferit, puteți să încercați. Pentru mine a fost, am încercat, am văzut, nu mai cumpăr. Următorul produs este spuma de curățare de la Bioderma pentru tenuri combinat și uleios de 200 de mililitri. Cred că v-am vorbit despre ea în mai multe videoclipuri. Este gelul de curățare care mie îmi place cel mai mult. Acum l-am pe cel de la CeraVe, cum se zice, și nu pot să zic că mă dă pe spate. Am în coșul de Penotino gelul ăsta de curățare spumă de 500 de mililitri și o să recumpăr cu siguranță, mi se pare cel mai bun dintre toate, și la consistență și pentru curățarea pe care ți-o oferă și cantitatea, pentru că folosești o cantitate foarte mică și face multă spumă. În concluzie, mi se pare super bun, recomand dacă aveți un ten combinat uleios. Oricum, cei de la Bioderma au produse pentru toate tipurile de ten. Trecem mai departe la un balsam de la Dove din gama Intensive Repair. Este balsamul acesta, primul produs ce l-am folosit de la Dove de 200 de mililitri. Sincer, nu mă așteptam ca balsamul și jabonul de la Dove să fie atât de faine. Mi s-au părut foarte bune, curăță părul foarte bine, miros foarte bine, îți lasă părul foarte, foarte catifelat, și sunt genul acela de șampon care fac foarte multă spumă. Asta are 200 de mililitri și am folosit o cantitate super mică. Cred că se găsește și într-o cantitate mai mare. Sunt la fel din multe game pentru diverse probleme ale părului. Asta este pentru prevenirea degradării părului și pentru a ajută la repararea lui. Mă rog, nu mă aștept să-mi lipească mie firele de păr despicate, dar ca și șampon este super ok și prețul unul foarte, foarte bun. După care avem de la Listerine
o apă de gură care arată în felul acesta. Asta n-am terminat-o eu, a terminat-o Leo, pentru că mie nu-mi place absolut deloc apa de gură de la Listerine. Mi se pare super, super mentolată, nu pot să o folosesc, din punctul meu de vedere nu este, nu e o apă de gură ok pentru mine. Avem un spray de fixare de la Essence de 50 de mililitri, din acesta așa micuț și drăguț, în coșul de pe Notino, cred că îl pusesem la un moment dat să recumpăr, după care l-am scos. Nu știu cât de mult îți păstrează machiajul intact, pentru că eu nu-l folosesc pentru machiaj. Cei care mă urmăriți de mult timp știți că eu folosesc toate spray-urile astea de fixare pentru a-mi da burețelul sau pensula. Eu nu-mi setez machiajul cu spray din acesta. Am zis că o să încep să fac și eu lucrul ăsta, dar până acum mi s-a părut că mie mi-a rezistat machiajul foarte bine și fără spray de fixare. Așa că nu știu ce să zic despre el. Pentru mine a fost un produs ok, dar n-am să-l mai recumpăr, cel puțin nu momentan. De la Oriflame din gama Love Nature avem un iaurt, o cremă de duș de 250 de mililitri. Este aceasta cu fructe de pădure. Am cumpărat-o la set cu exfoliantul, săpunul și nu, cu ce am cumpărat-o? Cu exfoliant, iaurt de corp și săpun, da, cred că zic bine, săpun. Mi-a plăcut foarte mult. Mie, în general, nu-mi plac mai deloc cremele de duș, dar asta mi-a plăcut mult, face multă spumă, miroase foarte bine. Și da, cam atât despre el. Miroase bine, face spumă, consistența mi s-a părut super ok. Este o cremă de duș foarte, foarte cremoasă și groasă, așa ca și consistență, în comparație cu cele de la Avon, de exemplu, care sunt mult mai apoase decât acestea. Probabil am să-l mai recumpăr, nu știu, dar în per total folosesc cum se numește, cremele, gelurile de duș de la Oriflame din gama asta Love Nature, pentru că mi se par bune. Sunt mai scumpe, dar mi se par ok. După care am terminat un recipient de bețișoare de urechi de la Sien din bumbac, 200 de bețișoare. Aici nu pot să zic că folosesc numai aceste bețișoare de la Sien, dar alternez între Sien și Johnson's Baby. Ambele îmi plac mult, până la urmă nu trebuie să facă cine știe ce. Mai departe avem tot de la Sion un gel de duș cu, cum se numește, cu lime, lămâie verde. Arată așa, l-am cumpărat din Lidl, mi-a plăcut foarte mult, are 300 de mililitri, mirosul a fost unul super, super fresh și merge numai bine să-l folosești când este foarte cald afară. Mie de obicei nu-mi place, folosesc anumite geluri de duș în funcție de vremea de afară. Acum am multe geluri de duș de la Avon pe care le-am cumpărat prin primăvară când erau cu flori, cu arome nu știu de care și acum pentru că s-a răcorit nu-mi vine să le mai folosesc, nu știu, nu mă simt bine folosindu-le. Nu știu dacă este numai la mine, în capul meu, dar asta se întâmplă în cazul meu. Gelul ăsta de duș e super fain, miroase foarte bine, răcoros așa, dar eu îl recomand pentru, nu știu, perioada caldă. Am să-l mai recumpăr cu siguranță și recumpăr geluri de duș de la Sien pentru că mi se par foarte bune și au un preț mult, mult, mult prea bun pentru cât de bune sunt ele. Mie mi se pare că seamănă la consistență cu cele de la Dove, sincer, multe dintre ele seamănă cu cele de la Dove. De la Oriflame, de la Essentials, avem un gel de duș cu ceai verde și cu vitamina E de 250 de mililitri. Este primul gel de duș de la Essentials pe care îl folosesc. Să știți că astea sunt niște produse puțin mai scumpe decât celelalte produse. De exemplu, săpunurile lichide costă undeva la 8-9 lire. Mie mi se pare un preț mare pentru un săpun lichid și nu aș da niciodată banii ăștia pe el. Ăsta de la Essentials cred că era la reducere, undeva la vreo 3 lire, dacă mi-aduc bine aminte, și am zis să-l cumpăr să-l încerc și eu. Mi-a plăcut mult, are un miros foarte subtil, foarte plăcut, dar nu pot să zic că m-a dat pe spate. Nu știu dacă voi mai cumpăra, probabil dacă vor fi la reducere, da, dar la preț întreg nu o să cumpăr niciodată. Trecem mai departe la un produs de la Sukin, este un scrub facial pentru toate tipurile de ten. V-am mai vorbit eu de produsele de la Sukin, arată în felul acesta scrubul. La început pot să zic că nu mi-a plăcut extraordinar de tare și am tras destul de mult timp până să-l termin, dar spre final, ca de obicei, a început să-mi placă. Îmi plac produsele de la Sukin pentru că sunt destul de naturale, conțin 95% sau mai bine de 95% produse ingrediente naturale.
Scrubul ăsta nu mi-a plăcut pentru că eu sunt învățată cu scrubul acela cu cafea pe care îl fac acasă, iar ăsta are niște particule abrazive mult prea finuțe decât ceea ce folosesc eu și de asta am avut impresia că nu exfoliază, dar să știți că este bun, exfoliază. Probabil pe viitor voi recumpăra scrubul acesta și produsele de la ei. Trecem mai departe la un produs de la Dermacol și este o, cum se numește, o acetonă. O acetonă de 120 de mililitri care arată în felul acesta și care mie personal nu prea mi-a plăcut pentru că a trebuit să pun foarte, foarte mult produs ca să-mi îndepărteze oja. Dacă aveam și o ojă în 3 straturi, de exemplu, sau ceva cu lipici, cu sclipici, foloseam un sfert de tub ca să șterg unghiile. Nu știu cum se comportă la alte persoane, dacă ați mai folosit-o, dar pentru mine nu a fost tocmai ok. A costat și undeva la 2-3 lire. Poți să găsesc acest unul mai bună cu o liră, de exemplu, și nu o voi mai recumpăra. După care, următorul produs este asta. Nu știu cum a ajuns aici, că eu de obicei nu prea pun produsele astea aici. De exemplu, pasta asta de dinți de la Oral-B le arunc, pentru că n-are rost să arăt pasta de dinți. Da, este ok. Mie pasta de dinți de la Oral-B îmi place cel mai mult și o folosesc cam tot timpul. Mai departe, mai avem câteva produse și terminăm videoclipul, a fost destul de rapid. Avem de la Dove un șampon, de data asta l-am cumpărat în varianta de 400 de mililitri din aceeași gamă Intensive Repair. Am avut balsamul mai micuț și șamponul aici mai mare. De obicei prefer să cumpăr balsam într-o cantitate mai mică pentru că folosesc mai puțin, iar șampon într-o cantitate mare pentru că folosesc mai mult. Mi-a plăcut, după cum vă ziceam și despre balsam, îmi plac produsele de la Dove, probabil am să mai recumpăr produse de la ei, șampon, balsam, geluri de duș și cu siguranță, dar acum aștept să le termin pe cele ce le am eu pentru că am foarte multe, am undeva la 20 de geluri de duș și nu mai am loc, chiar nu mai am unde să le depozitez, așa că nu mai cumpăr nimic nou. Iar legat de acest produs, mi se pare super ok, chiar cei de la Dove au produse bune și pentru păr, nu doar pentru îngrijirea corpului. Mai departe trecem la un produs ce l-am pus aici pentru că vreau să îl arunc. Să știți că în curând cred că va urma și un declutter pentru că am scos iar mai multe produse. Nu mai îmi plac genul ăsta de videoclipuri, chiar deloc nu-mi place să mai arunc produse pe care am dat banii. Dar acum, despre ceea ce am scos eu din baia mea, este masca aceasta de păr cu avocado de la Kalos. Cred că v-am mai vorbit despre ea, nu știu ce am avut în cap când am cumpărat eu în cantitatea asta de 1 litru. Am avut șamponul care mi-a plăcut, mi s-a părut chiar ok, mirosea foarte fain avocado, era un miros subtil, îmi răsa părul, chiar am fost mulțumită de șampon. În schimb, masca asta de la Kalos cred că este cea mai proastă mască pe care eu am folosit-o vreodată, asta-i strict părerea mea. Nu îmi place absolut deloc, miroase a chimicale îngrozitor, deci n-are nici măcar pic de miros de avocado, am tot stat cu nasul în ea, am folosit-o de multe ori, nu își lasă mirosul de avocado cum ar trebui să miroase, cum era șamponul, de exemplu, erau din aceeași gamă, dar aveau un miros total diferit, asta nu își lasă mirosul în păr, este făcută în Ungaria, da, are o consistență, nu știu, este o mască tare, nu știu dacă este cuvântul corect, dar ați văzut că alte măști de păr sunt așa cremoase, poți să le iei ușor, asta este, nu știu, o mască tare. Am pus-o aici de ceva timp, mai am în ea o grămadă, nu știu cât de bine se poate vedea, dar ia uitați cât mai am în ea. Sper să nu înceapă să cadă pe aici. Nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut deloc. În seară foloseam măști de la Kalos, din acelea de se găseau mult și mi se păreau, nu știu, poate ele fiind în cantități mai mici, erau mai bune, dar asta, în cantitatea asta cel puțin, nu mi-a plăcut deloc, nu o recomand și nu o să o mai recumpăr în niciun caz. Mai avem câteva mostre mici, 4 mostre mici. Am mai terminat un scrub de la Pure Skin de la Oriflame, este scrubul acesta micuț, drăguț. El de obicei mai vine aici cu o parte care este cremă de față, dacă mi-aduc bine aminte. Produsele de la Pure Skin sunt produse pentru tenul gras, uleios și cu tendință de, nu cu tendință, cu acne. Eu acum nu mai am acne, din fericire, am trecut de perioada aia, am scăpat, finally, dar în continuare am un ten puțin uleios, așa că folosesc produsele astea, mai am în baie câteva produse noi de la ei, încă nu le-am desfăcut, dar sunt faine, chiar sunt faine, sunt și la prețuri bune și merită încercate. După care, mască pentru ochi de la
Nu mai știu de la ce, pentru că am rupt. Am rupt aici ambalajul. Arată așa, dacă știți voi de la ce ar fi măscuțele astea. 5 grame au atât era greutatea și au fost măști acestea care se pun sub ochi, din acele gelatinoase. Mie îmi plac de obicei genul ăsta de măști, dar nu mă dau în vândut pe ele, le folosesc doar dacă le primesc prin cutii gratis sau ceva de genul ăsta, nu le cumpăr. Mie personal nu mi se pare că fac ceva anume, poate dacă ar fi folosite cu regularitate, da, dar cum folosesc eu o dată pe an, le folosesc și eu așa, că le am. Nu neapărat pentru că folosesc eu măști de păr. Măști de păr, măști pentru zona ochilor. Tot de la Love Nature, de la Oriflame, avem un ulei cu ovăz și... Nu ovăz, grâu. Cu grâu și ulei de cocos pentru părul uscat. Din acestea micuțe, mostre din acestea așa ce le-am cumpărat eu. Este ulei care se pune între palme, se face puțin pentru a se încălzi, după care îl aplici în păr și stai cu el în păr cât vrei tu, 5-10-15 minute. Nu pot să zic că sunt wow aceste uleiuri de păr, dar îți lasă părul hidratat și probabil în timp contribuie puțin la aspectul lui să fie mai sănătos, să arate mai bine, nu știu, dar eu le folosesc rar, oricum am folosit o pastă acum 2 luni și probabil următoarea va mai fi când îmi aduc eu aminte. Iar ultimul produs este o mostră care mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult și aș vrea să-mi cumpăr, să o cumpăr în variantă full size. Este o cremă. O cremă de noapte de la Burt's Bees, care arată cam așa. Mostra mi-a plăcut extrem de mult, este și într-un recipient din ăsta de hârtie. Arată așa, ambalajul este super fain, a fost destul de micuță, 1.7 grame, cred că am cumpărat-o de pe Filiunic, dacă mi-aduc bine aminte, și mi-a plăcut mult crema, nu mai știu exact consistența, cred că era puțin grăsuță, așa, dar ideea este că am lăsat, deci este cremă de noapte, o aplicam seara și dimineața mă trezeam cu tenul foarte, foarte hidratat, deci chiar mi-a lăsat hidratat. Nu pot să zic că este prima și singura cremă care îmi lasă un astfel de ten, care lasă aspectul ăsta și se simte atât de bine, dar este o cremă care mi-a plăcut și chiar a făcut ceva, cel puțin la suprafață. Și aș vrea să o cumpăr în variantă mare. Acum nu știu, nu m-am interesat de ea. Știu că produsele de la Burt's Bees sunt puțin cam Burt's Bees. Sunt puțin cam scumpișoare, dar mi-ar place să încerc produsul. Gata, ăștia au fost toate produsele terminate în ultima perioadă. Asta a fost empty-ul. V-am zis așa în mare părerea mea despre produse, ce o să mai recumpăr, ce vă recomand și vouă, ce nu o să mai recumpăr, ce-mi place, ce nu-mi place. Dacă v-a plăcut videoclipul, știți ce aveți de făcut, să-mi arătați asta printr-un like, vă invit și să vă abonați canalului meu în caz că nu ați făcut-o până acum și să apăsați pe clopoțel pentru a fi mereu notificați în momentul în care eu postez un videoclip nou, iar noi ne revedem în curând în următorul videoclip.